Cine vrea să ofere cadouri dulci de Paște trebuie să ia în calcul mai mulți bani decât anul trecut. Boabele de cacao au ajuns la un preț fără precedent. Ca să ne facă să uităm de scumpiri, ciocolatierii creează noi arome și forme. Iepurașii, ouăle și fructele învelite în ciocolată se vând cel mai bine. Laboratoarele de ciocolată se pregătesc intens, iar telefoanele sună pentru primele comenzi. Oferta este apetisantă. Aici avem, de exemplu, mango, zmeură și alune de pădure. Avem aceste ouă tigrate cu ciocolată albă, speciale ca vedetă pentru masa de Paște. Avem aici o sortimentație vastă de fructe, cum ar fi piersică, cafea, caramel sărat, caramel cu lime, cocos, căpșuni. E curaj, da. Ouă de ciocolată. Ciocolata neagră. Tot timpul, de când mă știu. Cred că praline sau poate acele bomboane care au în interior lichior sau ceva care să te surprindă. Ciocolata fără zahăr și batoanele de casă sunt noul trend anul acesta. Avem și ciocolata de casă care este top vânzare. Avem 5 tipuri de ciocolată de casă. Ciocolată cu fistic, ciocolată cu nougat, cocos. Sunt produse care se fac în cadouri pentru clienți. Cadourile dulci sunt mai scumpe însă. Anul trecut cacaoa s-a scumpit cu peste 250%, iar acum tona de boabe costă peste 10.000 de dolari. Ciocolatierii dau vina și pe costurile de producție care s-au majorat cu cel puțin 30%. Din păcate, prețul ciocolatei a influențat foarte mult piața în ultimele luni, deoarece materia primă la noi, pentru noi, s-a scumpit foarte mult. Se anunță din vară și din toamnă scumpiri din nou și vom vedea ce facem pentru ca producția să fie și constantă. Cele mai ieftine figurine costă 30 de lei, iar o cutie cu 12 praline costă între 30 și 90 de lei în funcție de sortiment. În țara noastră s-au vândut anul trecut 52.000 de tone de ciocolată. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.